UPL vă recomandă Reliance. Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Teoretic, știm acum care e muzica după care vom dansa, cu ghilimele de rigoare, în agricultură în următorii ani. Pentru că politica agricolă comună nu mai e o chimeră, nu mai e motiv de negocieri. E adevărat, se mai pot face ajustări. Dar, iată, avem ceva după care va trebui să lucrăm și noi în România. Fermierul român e cel direct interesat. Haideți să vedem însă cum îl afectează, ce înțelege fermierul român, ce fac cei care îi decid soarta. Daniel Botănoiu este președintele Asociației Fermierilor Români. Îndrăznesc să spun, în regulă, cu acte în regulă de acum, domnule Botănoiu. A fost oficial în Ministerul Agriculturii de la București și un fiind cunoscător, îndrăznesc să spun, al reglajelor din negocierile de la Bruxelles și Strasburg. Domnule Botănoiu, mulțumesc că ați venit în emisiune. Mulțumesc frumos, domnule Înța, și pentru prezentare și pentru invitație. Această schemă după care va lucra fermierul român, să o numim așa deocamdată, simplist, această schemă, dumneavoastră ce vă spune? Vă referiți la Programul Național Strategic, schema asta, când o analizați așa, pentru că dumneavoastră, printr-o întrebare, de fapt mi-a spus două. Eu spun în felul următor, că din punct de vedere al Europei, țintele nu sunt foarte clare. Și am să vă explic de ce. Vă rog. La ora actuală sunt discuții legate de cele patru mari componente, haideți să zicem, pentru că ecoschemele, aici contează foarte mult, ecoschemele care trebuiesc aplicate în fermele din România sunt direct legate de plățile directe. În sensul că fermierul sigur poate să nu aplice aceste ecoscheme, dar statul în sine este penalizat. Cu 25%? 25%. Atenție, în trecut aveam bunele practici agricole și știți bine, toată această înverzire pe care am avut-o în ciclul trecut s-a menținut. Deci cei 30% plus încă 25%, eu zic, domnul Lența, că suntem deja într-o direcție de, așa zisă, înverzire destul de accentuată. Și am să spun de ce consider că este o povară în plus. Din două motive. Europa discută astăzi că sunt 55 de miliarde de metri cub de bioxid de carbon care se găsesc în solurile europene. Eu vin și spun că este un nonsens în ceea ce se întâmplă cu aceste ecoscheme și propunerile pe care Comisia le adoptă, în sensul că un hectar de grâu cultivat cu în cultură convențională produce 8 tone, dar fixează 21 de tone de bioxid de carbon. În situația în care mergem pe o cultură ecologică, același hectar produce 2,8 tone de grâu și captează numai 8 tone de bioxid de carbon. Iertați-mă, diferențele sunt extraordinare. Enorm. Păi nu, și atunci, nu prea s-ar justifica. Cum credeți dumneavoastră că vom deveni o agricultură verde, vom deveni un teritoriu care captează din ce în ce mai mult bioxid de carbon sau să avem neutralitatea carbonului totală în situația în care noi nu ne uităm la biotehnologii, nu ne uităm la ceea ce se întâmplă cu agricultura convențională care de regulă, cel puțin în România, este o agricultură extrem de bine controlată, este o agricultură care produce mărfuri de calitate și este o agricultură care echilibrează balanța comercială. Și cu responsabilitate făcută. Da. Și aici iarăși spun că nu avem niște ținte precise din punct de vedere al agriculturii pentru agriculturii europene. Pentru că uitați-vă și dumneavoastră, astăzi noi discutăm de 386 de miliarde de euro alocați agriculturii, ceea ce înseamnă un sfert din bugetul Uniunii. Corect. Ceea ce înseamnă enorm de puțin, având în vedere ambițiile pe care ți le-ai propus. Pe de o parte, sectorul agroalimentar să funcționeze ca până acum. Mai departe, să reduci cantitatea de pesticide, să reduci cantitatea de îngrășământ, să asiguri locuri de muncă, să protejezi mediul, să protejezi tot ceea ce înseamnă sol, apă, aer. Lucruri care toate sunt puse în spatele fermierului european.
cu ce bani? Cu bani mai puțin decât au avut înainte? Nu e o ambiție cam mare pentru posibilitățile reale? Pentru că și eu aș vrea să-mi transform mașina într-una de gamă de vârf, sunt două britanice de vârf, dar da, n-am banii necesari. Am niște condiții, nu pot să folosesc nu știu ce lemn de nuc la bord, nu pot să-mi schimb tabla cu una mai bună. E cam aceeași situație. Da, da. Gândiți-vă și dumneavoastră, noi renunțăm la un hectar, spunem, da, domnule, lăsăm un hectar necultivat ca să putem să captăm sau nu știu ce. Okay. Acest hectar, el producea mărfuri produse agroalimentare. Dintr-o dată e o pierdere. Nu, suntem obligați ca pentru acest hectar scos din cultură să importăm din altă parte, în condiții care nu sunt obligatorii în statele lor, cum sunt obligatorii pentru fermierul european. Și vă dau exemplu. Cantitățile de pesticide îngrășăminte în afara Europei, celelalte state, știți foarte bine, nu respectă. Nu o să vedeți dumneavoastră în Brazilia sau în Argentina că vor respecta. Sau în Turcia. Sau Turcia, sau Rusia, sau Ucraina, dacă discutăm în proximitatea noastră. Pe de altă parte, imaginați-vă cum se va desfășura comerțul în bazinul Mării Negre. În situația în care tu vii cu un preț al îngrășămintelor mare, costurile, inputuri mari, corect, randamente mai mici, și atunci tu trebuie să te duci cu prețuri mai mari ca să-ți recuperezi ce? Cheltuielile de producție. Păi cine va mai cumpăra grâu românesc scump, chiar foarte curat, să spunem, în comparație cu grâu rusesc, când știm ce bătălie e pe piața Mării Negre, da? Acum România, de exemplu, a vândut din nou Egiptului vreo 60.000 de tone pentru că a oferit cel mai mic preț. În condițiile în care aceste ecoscheme sunt aplicate, costurile cresc, producția va fi mai mică. Cine, iertați-mă, cine ar fi nebun să cumpere grâu scump când găsește ieftin? Domnul Lența, mă întorc la ceea ce vă spuneam mai devreme. Deci fermele care vor suferi în prima etapă sunt fermele mici și mijlocii. Pentru că, de bine de rău, fermele mari, să presupunem că trece peste acest șoc produs de creșterea prețurilor la îngrășământ, care, din punct de vedere al experților, va dura cel puțin un an. Adică să nu ne imaginăm, pentru că anul acesta prețul la îngrășământ este mai mare decât criza 2008-2009, știți când s-au întâmplat. E 4.000 de lei tona. Sunteți optimist. De la 900 de lei a ajuns deja la 4.800. Și imaginați-vă că este o presiune pe această piață. De ce? China a decis să nu mai exporte cantități însemnate de uree către India sau către Australia, ci să le folosească, și chiar e o anchetă în China cu privire la creșterea prețurilor la îngrășămintele azotoase și fosfor. Să nu mai uităm un lucru. Acestea trebuie transportate și mai avem o criză care ne-a ajuns din urmă. Criza în transport, lipsă de containere, de vrachiere, deci nu ai cu ce. M-ați întrebat, domnule Lența, ce înseamnă aceste politici care nu sunt ancorate în realitate. Și vă spun, creșterea prețurilor la îngrășăminte, din punctul meu de vedere, are trei cauze majore. Creșterea prețului gazelor, care practic a dus la triplarea prețului la îngrășământ. Al doilea, întreruperea legăturilor, întreruperea transportului și aprovizionării constante, pentru că odată ce China a decis să tragă hiblu acolo și Europa produce îngrășăminte la 50% din capacitate, imaginați-vă unde suntem. Noi avem un combinat, Polonia mai are vreo 2-3, mai nimic. Deci 50% în Europa astăzi pe statistică. Al treilea lucru, trebuie să ne gândim că această lipsă de competitivitate pe care o ai la ora actuală, ea va fi diminuată, pentru că nu poți să menții competiția. De exemplu, producătorii de îngrășământ astăzi spun, domnule, nu mai produc pe stoc, pentru că am emoții că nu au cu ce să îmi plătească fermierii mai departe. Pentru că această creștere a prețului la cereale și oleaginoase este o creștere mincinoasă, în sensul că odată ce a crescut prețul la producător, imaginați-vă, prețul la motorină a ajuns la 6,50 lei. Nu poți să faci agricultură cu acest preț al motorinei. Mai departe, la inputuri a crescut, la îngrășăminte a crescut. Imaginați-vă, cauciucuri, curele, lanțuri, toate vor crește. În această situație, deci cel care este afectat este producătorul, care are iluzia astăzi, sau cei care decid, își imaginează că producătorul a câștigat ceva, dar prețurile mari nu sunt un avantaj.
Nu, dar nu ajung acești bani la producător. Ce câștigă este mâncat. Nu, exact. Noi trebuie să ne uităm la partea finală, când a depus bilanțul, să ne uităm cât profit are acel om. Și eu vă spun că o să vedeți că sunt sub linie și companiile mari și cei mici, pentru că înfiorător va fi pentru cei mici și mijlocii. Acolo va fi riscul cel mai mare de aprovizionare. Riscul există, domnule Daniel Botănoiu. Sunteți și fermier, nu doar președintele Asociației Fermierilor. Nu sunteți, cred, nu știu exact, dar nu cred că vă încadrați în categoria fermelor mari, nu? Nu mă încadrez în categoria fermelor mari, dar din punct de vedere al sectorului legumicol, eu cred că sunt, adică la 50 de hectare de legume, eu cred că este destul de mult. Mai aveți și alte cultură culturi. Mare, da. Cultură mare. Ei, mă adresez fermierului Daniel Botănoiu pe partea mediu. De cultură mare, puneți să spunem. Mediu, deci da. Sunteți o firmă mare. Sunteți printre cei vizați de efectele negative și relativ rapid se va întâmpla acest lucru. Poate să facă un fermier ceva sau rămâne la mila autorității, a proniei cerești, nu știu, ce se poate face, păi, domnule? La cine? La pronia cerească, ce să-mi dea îngrășământ? Nu o să se întâmple niciodată asta. Știți pronia cum? Cerească îmi dă apă. Cum a fost cu mana odată, poate. Îmi dă apă, domnul Lența. Nu, singura chestiune, singurul ajutor pe care îl pot primi aceste ferme sunt cele legate de politici publice coerente, în sensul că la noi? Să susțin, da. La noi, în România? Să susțin o parte din costul la energie, din costul la îngrășământ în perioada asta grea. Pentru că la ora actuală, domnul Lența, deci pot oferi ajutoare de stat fără să mai fie nevoie să trec prin furcile caudine ale comisiei. De corect. Ce? Fiind perioada de pandemie și întâmplându-se ceea ce s-a întâmplat, am posibilitatea să fac acest lucru. Asta va ține numai probabil până în vara anului viitor. Comisia deja anunță că umblă la condițiile de acordare a ajutoarelor. Deci avem o fereastră de oportunitate mică, cred eu. Mică, dar voinică. Dacă o accesăm acum, deschidem fereastra asta este bine. Iertați-mă, și deși nu fac politică în emisiune, trebuie să o fac. Avem un nou guvern, da? Știm componența și împărțeala pe căprării. Să spunem, agricultura se întoarce din nou în aria de conducere a partidului din care faceți parte și dumneavoastră. Ce se poate face în această perioadă, în această fereastră voinică, cum spuneți dumneavoastră, dar redusă ca interval de timp, pentru ca fermierul român să nu fie prins cu pieptul gol în fața bătăliei? Trebuie măsuri rapide și asta e prevăzut. Măsurile rapide sunt să poți să-i ajuți rapid cu îngrășământ într-o formă sau alta, fie că-s formă vouchere, plăți directe pe aceasta sau direct cu produsul finit. Sau să cumpere statul un stoc și eventual să-l împartă? Evident. Al doilea lucru, pot fi majorate aceste cantități de la rezerva de stat, pentru corect. Că este important să știi că ai achiziționat din piață și o pui la dispoziția consumatorului și nu doar 320.000 de tone. Evident, da? Evident. Și ai predictibilitate în ceea ce faci. Uh-huh. Și al treilea lucru, toate fermele, dar eu aici nu mă refer numai la fermele din vegetal. Când spun fermele din toate sectoarele de activitate, că e vegetal, zootehnie sau legumicultură sau acvacultură, toate trebuie susținute din punct de vedere al costurilor la energie sau gaz. Pentru că așa cum a fost cu apa pentru irigații, de exemplu. Obligatoriu. Dacă nu o să facem lucrul ăsta în prima etapă acum, o să vedeți că vor fi probleme majore. Așa și cum aveți determinarea să o faceți? Una eu e un program, știm, dar știți, nu, mai trebuie și putere financiară pentru nu, asta. Nu, domnul Lența, asta cu puterea financiară, eu nu sunt adeptul ei la această frază și vă spun de ce. Bani sunt peste tot, numai să știi să-i găsești și să-i aduci. Imaginați-vă că pentru sectorul agroalimentar, repet, românesc acum, e nevoie de o infuzie de 2 miliarde de euro. Unul pentru partea de materii prime, unul pentru industria agroalimentară, pentru că au nevoie fără doar nu și poate. Nu e un capăt de lume pentru o țară. Nu. Pe de altă parte, imaginați-vă că toate aceste scheme de ajutor pe care le dai acum fac să stabilizeze marfa la nivel național, adică să îți acoperi necesarul de piață internă. Pentru că
Atâta timp cât vei da aceste ajutoare și ele iarăși își găsesc locul prin alte state și după aceea ești obligat să importi materii prime, adică biscuiți, cocă congelată, ulei și nu mai știu ce, în situația în care tu ai avut posibilitatea să menții materia primă în România, atunci sigur că este un nonsens. Și asta spun, politici publice asumate, politici publice asumate de spectru politic, pentru că aici este important să ai acel schelet. Dom'le, scheletul ăsta nu ne atingem de el. Fie că se cheamă irigații, fie că înseamnă protecție împotriva grindinei, efectele schimbările climatice, venituri, locuri de muncă și nu mai știu ce, astea toate trebuie să rămână tabu. Pentru că are două priorități majore politica agricolă comună, că despre ea discutăm. Una înseamnă stabilizarea veniturilor și menținerea activităților cu energie durabilă în mediul rural și al doilea, dezvoltarea ruralului. Da? Adică în situația în care noi procedăm de maniera cum s-a procedat în ultimii doi ani, o să vedem abandonarea activităților și ați văzut, sunt companii mari care își vând acțiunile în România și dispar. Deci cele 2 miliarde de euro de care îmi vorbeați dumneavoastră sunt de fapt o investiție în stabilitate. În economia reală. Da, dar ne asigură stabilitatea pentru că vor consolida anumite zone care după aceea vor funcționa normal, la parametrii normale, asta înțeleg. Da, ați sesizat corect. Noi acum ce facem? Evităm acel dezechilibru major, deci acea pantă negativă, punând stop. Deci ajutându-i. Și vă dau exemplu. Păi, dacă Franța, la cei care au avut sub 2000 de euro, a trimis acasă fără niciun dosar, fără să întocmească absolut nicio schemă de ajutor, nimic, a trimis acasă câte 100 de euro fiecăruia în cont. Ce ar însemna pentru, dau exemplu, 270 de ferme care mai sunt de creșterea porcului, că ele săracele, știți că trec printr-o... Așa, ce ar însemna să le vezi că sunt la registrul comerțului, că sunt funcționale și să ai o infuzie de capital în el. Și asta se întâmplă și la bovine, și la ovine, și la capline, și pasăre, pentru că este important, domnul Lența, pentru mine este important ca porumbul, grâul, floarea soarelui să fie consumat, să rămână aici. Să fie consumate în zootehnia locală. Și să asigur un echilibru în balanța comercială. Pentru că, uitați-vă, exporți 12 milioane de tone de materii prime, importi 5 și tu ai dezechilibru de 3 miliarde de euro. Numai pe agroalimentar. Da, pentru că una e să vinzi grâu, alta e să cumperi biscuiți. Și asta spuneam. Diferent. Deci aceste scheme de ajutor, practic ele nu sunt doar scheme. Am ajutat. Nu, ele practic își produc efectele, infuzia în economia reală, infuzia de capital în economia reală, aduce plus valoare. E exact ca atunci când mă apuc să repar o casă, odată ce am terminat de consolidat o încăpere, nu mai am treabă cu ea. Știu că aceea își va îndeplini rolul pentru care a fost gândită. Așa e și cu aceste scheme de ajutor în agricultură. Eu acum mă rog, nu sunt foarte religios, dar mă rog pentru aceste 2 miliarde, grosomodo, bani care ar fi un început de stabilizare. Eu v-am spus, am vorbit din punct de vedere a ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, adică agricultorul din mine și președintele asociației. Da. Pentru că am spus, avem nevoie de 2 miliarde rapid ca să putem să ieșim din eu înțeleg nevoia aceasta, domnule Botănoiu. Rămâne ca cei care ne conduc cu înțelepciune să și găsească banii ăștia sau să-i adune. Am găsit 55 de miliarde și i-am dus în 2 ani de zile unde vreți și unde nu vreți. Deci pentru agricultură eu cred că nu trebuie să facem oameni buni, niciun moft, nimic. Pentru că agricultura înseamnă sănătate, agricultura înseamnă locuri de muncă, agricultura înseamnă mediu, agricultura înseamnă menținerea satului românesc, la toți, deci toți, înseamnă peisagistică, înseamnă cu mult mai mult. Bun. Eu sunt convins că, cum spuneam, înțelepciunea lor, guvernanții vor găsi acești bani și poate chiar mai mulți în așa fel încât să consolideze pe rând tot ceea ce trebuie consolidat. Bine, nu mâine 2 miliarde. El trebuie un program foarte bine ancorat. Evident. Și eu cred că există. Evident, deci mă gândesc, de exemplu, alte țări care au înțeles mai din timp acest lucru, de exemplu, Ungaria lucrează acum la atingerea autosuficienței alimentare. Ungaria, o țară unde agricultorul chiar este sprijinit,
nu fac chestia asta laudativ, dar știm ce se întâmplă acolo, știm structura lor de producție, știm exporturile și vânzările intracomunitare pe care le au. Poate... Domnule Ența, asta nu înseamnă decât politici publice, domnule. Deci hai să terminăm cu strategii, viziuni, legi, ordonanțe și nu știu ce. Nu, dar domnule, și să terminăm și cu hachițele schimbărilor. Politică publică. Bun. Deci asumată de tot spectrul politic, scheletul ăla, asumat și după aceea fiecare vine la guvernare cu ce vrei. Bun. Mă să-i fac mai mult asta. Dumneavoastră, ca oameni politici, o să stabiliți acest cadru. Eu fac doar o politică agricol, deocamdată. Și sunt prezent în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor pentru politica agricolă și spun că avem capacitatea să atingem acele obiective care sunt asumate prin politica agricolă comună, apropo, aprobată recent, știți bine, verzii spun, domne, nu este tocmai verde, deci nu este ceea ce ar trebui să se întâmple, uitat fiind faptul că sunt milioane de oameni care depind de agricultorii europeni. Eu sunt convins, mai avem din păcate doar 3 minute până la pauză, domnule Bătonoiu, că oricât și-ar dori unii o Europa ultra curată din punct de vedere al naturii, nu putem da cu piciorul la milioanele de oameni care ne țin cu hrană, care au investit, care trăiesc din așa ceva. Mă uitam în Franța, de exemplu, e schema aceea de impozit eco, da? A fost tocmai, e majorată la 4.000, parcă 3.500, 4.000 de euro pentru cei care fac culturi bio, tocmai pentru că au scăderi de venituri. Deci nu? Domnule Ența, sunteți un fiind cunoscător al pieței franceze și vreau să spun un lucru. Acolo există politici publice pentru, în agricultură, pentru cei mari, pentru cei mici. Știți bine că Franța are în primele 10 multinaționale care produc mărfuri agroalimentare, 6 sunt ale lor. Da. De asemenea, are acel fermier mic și mijlociu care el este organizat. Asta ne trebuie și nouă, organizare ca să putem, că România produce. Deci România produce, numai că de la producere până ajunge la farfurie este hamul pus pe tine și nu poți să-l duci. Căruța aia nu poți să o duci. De ce? Produci, lanțul este foarte lung, la consumator nu ajunge marfa ta și ești obligat. Păi, dar numai eu anul ăsta pot să vă spun pepeni, roșii, dovlecei, ardei, aruncați. Pentru că știți bine, în momentul în care apare vara, produci pentru mărfuri proaspete, nu l-ai dus atunci, evident, nu există posibilitatea... Ai scăzăminte foarte mari. Și atunci nouă ne trebuie, că spuneam de industria agroalimentară, îți trebuie să procesezi aceste mărfuri. Adică nu poți să livrezi în stare proaspătă, îl procesezi și atunci poți să ajungi cu un cost mai mic, să poți să susții și activitatea în producătorului, dar și consumatorul, pentru că noi trebuie să ne uităm totdeauna la consumator. Dom'le, consumatorul este proprietarul afacerii tale. Dacă el nu-ți cumpără produsul respectiv, dai faliment. Vă amintiți un ultimul minut, domnule Bătonoiu, de celebru cândva ghiveci de legume, dar erau pline alimentările de ghiveci de legume, nu prea îl cumpăra lumea, acum toți veganii și vegetarienii se dau un vânt după el. Iată, e o modalitate, pentru că tot e un trend, da, care se dezvoltă, această procesare de care spuneți, dar vreau să discutăm mai mult despre închiderea aceasta a lanțului, despre rolul pe care îl avem noi, consumatorii, despre fricile producătorilor agricoli în a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România, când ne vom continua discuția cu domnul Daniel Bătonoiu, domnia sa este președintele Asociației Fermierilor Români. Ne vedem din în România. Foarte scurt. Din România. Repet, este președintele Asociației Fermierilor din România. Ne vedem în câteva minute.